Domnul este și autorul familiei, dar este și protectorul. Protectorul familiei. Nu-i suficientă binecuvântarea la început, ea trebuie să fie întreținută. Sigur, Domnul este lucrător împreună cu noi. Ne acordă această cinste nemaipomenită, să fim lucrători împreună cu El. Vedeți, sunt familii care în final vor fi mântuite, soțul și soția, dar cu prejudicii mari, cu un preț mare. Uneori copii pierduți, uneori alți membri din familie apropiați. Ori Domnul dorește familiile noastre să fie binecuvântate, să fie mântuite. Casa zidită pe stâncă. Mă gândeam aici la Noe, era vorba despre Noe, auziți numai ce frumos, nu numai la Noe. Evrei, capitolul 11, zice aici, prin credință, versetul 3, versetul 4, prin credință, versetul 5, prin credință, versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este Dumnezeu și că răsplătește pe cei ce-L caută. Versetul 7, prin credință. Și în continuare, totul prin credință. Și mă gândeam la casa zidită pe stâncă, casa, și altă dată am amintit și amintesc din nou în această zi, cei patru stâlpi ai casei, dacă vreți, casa, credința, primul. Litera C, cu ce începe casa, cuvântul casa, credința. Credința e foarte importantă. Aș vrea să nu uităm, realitatea este aceasta, 1 Corinteni, capitolul 3, Biblia ne vorbește acolo de încercarea focului. Domnul ne probează, proba e aici. Ne probează familia. Casa zidită pe stâncă, în zadar încercăm noi în ziua căsătoriei să rezolvăm problema. Dacă nu a fost rezolvată deja până aici, și mă bucur pentru voi și mă bucur când am toată libertatea să vorbesc în dreptul doi tineri care l-au slujit pe Dumnezeu și au avut inima curată. Până la căsătorie e foarte important. Apropo de ce se menționa aici, sunt tineri care merg, aleargă, să muncească într-o parte, în alta, ca să adune ceva pentru momentul căsătoriei. Nu știu, am înțeles, mi-a fost întărită convingerea. Nu în ordine. Foarte important să slujești pe Dumnezeu în tinerețe când e singur, extraordinar. Apropiere de Domnul. Slujire, dăruire, consacrare. Pentru că în ultimă instanță, cum spune Neremia, capitolul 29, versetul 11, eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Viitorul e în mâna lui Dumnezeu. Nu e în mâna muncii mele când muncesc eu, cât palerg într-o parte în alta până la căsătorie. Până la căsătorie, viața curată. Până la căsătorie, să-L slujesc pe Dumnezeu, să mă implic în lucrarea Lui. Până la căsătorie să am experiențe cu Dumnezeu, momente în care să am încredințarea că El este în drumul vieții mele și El nu mă lasă. Casa zidită pe stâncă. Primul lucru, credința. Credința este foarte importantă. Oamenii lui Dumnezeu au fost oameni ai credinței. Credința trebuie să crească. Ea trebuie să crească. Experiențele din familie te cimentează. Ne ancorăm mai puternic în promisiunile lui Dumnezeu. Ce frumos! În scurgerea timpului să te uiți în urmă și să nu ai regrete. E un lucru mare. De aceea doresc pe cei doi Domnul să-i binecuvinteze. Domnul să le întărească credința. Așa să nu uităm, credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, prin cuvântul lui Dumnezeu. Citiți Biblia împreună în fiecare zi. Până acum ați citit-o separat, obișnuiți-vă de astăzi să nu fie zi în care să nu citiți Biblia, în care să nu vă rugați, altarul să nu lipsească. Astea sunt armele, noi nu avem alte arme, dar astea sunt suficiente. Să nu lipsiți de la părtășie amândoi cât puteți, vor veni copii, nu o să mai puteți tot la fel, dar cât puteți, tot ce se poate puneți în aplicare, este foarte important. Un al doilea lucru, un al doilea stâlp este aul, casa,
l-am asociat cu ascultarea. Foarte mult se menționa aici de ascultare. Biblia spune că ascultarea face mai mult decât jertfele și împlinirea cuvântului mai mult decât arderile de tot. Ascultarea e un lucru mare. Să asculți. De bună oară, Biblia vorbește în dreptul soțiilor. Spune aici în Petru, printre altele, tot astfel neveselor fiți supuse bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea neveselor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, ci să fie omul ascuns al inimii. În curăția nepiritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Ascultare înseamnă a te racorda la cerințele pe care le are Domnul pentru soție. În dreptul sorei Mădălina, ca un exemplu, atunci când ascult, eu mă racordez la cerințele pe care le am, fără să cer ca și soțul meu, dacă tu împlinești, dacă tu te racordezi și eu mă racordez. Și eu sunt de acord. Ideea este următoarea, indiferent cum vei fi tu, eu nu pot să fiu decât așa. Eu voi asculta. Eu voi împlini, pentru că femeia înțeleaptă zidește casa, iar cea nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei, spune Biblia. În dreptul fratelui Phineas, ce frumos, la fel, ascultare, ce? Un exemplu, tot aici. Textul ăsta mi-a venit în minte. Spune aici în Petru ca o continuitate. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii. A te purta cu înțelepciune și a-i da cinste înseamnă a asculta de cuvânt, de cerința pe care o are Domnul în dreptul bărbaților. Fără să am eu pretenții, asta ar fi o gafă, un pas cu stângul, să mă duc soției și să-i spun, uite cum trebuie să fii tu. Eu nu m-am dus niciodată să spun soției cum trebuie să fie. Eu știu ce îmi spune Dumnezeu în dreptul meu. Eu trebuie să împlinesc eu și implicit când eu voi pune în aplicare, nu se poate. Cuvântul acesta are putere, are autoritate. Când eu îl împlinesc, are autoritate și implicit și soția se va racorda. Va împlini. Acum în dreptul fratelui Phineas, înțelepciune. Auziți numai ce spune Biblia despre înțelepciune. Înțelepciunea care vine de sus este, auzi frate Phineas, este întâi curată. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Foarte important să păstrezi și patul să fie nespurcat, spune în cartea Evreilor. Curăție, viață curată, sfântă, zice, întâi curată, apoi zice, este pașnică, pașnică, nu amenințătoare, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare, de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Extraordinar. Ascultarea în toate domeniile, în toate compartimentele. Ce frumos! E ușor să fii supusă sau să asculți când îl asculți pe Dumnezeu. Apoi și în familie este ușor să te subordonezi partenerului, să fie ascultarea aceasta reciprocă, o ascultare reciprocă. De aceea, încă o dată, Doamne, binecuvântă-i pe cei doi. Binecuvântă-i cu credință, credința să rămână, să fie cimentată, ea trebuie să crească, mereu. Știți, Domnul a intrat în casa sutașului și la un moment dat a spus acolo, adevărat vă spun, nu mai ajuns în casa sutașului pe drum, i-a trimis soli să nu mai vină, să nu se mai obosească, să nu se mai ostenească, ci să spună doar un cuvânt. Și Domnul s-a întors și a spus, adevărat vă spun că nici în Israel n-a găsit o credință așa de mare. Știți că credința este cântărită prin acțiunile noastre, se vede, prin trăirea noastră. Credința lui Phineas se va vedea în familie, în mod special și în mod general, în relațiile cu cei din jur. În mod special în relația cu Mădălina și în mod general cu cei din jur. Și invers, credința sorei Mădălina, credința noastră se vede prin fapte, prin acțiuni. Și acolo îmi place mult credință, dragostea credinței. Credința are o dragoste. Și Biblia spune că dragostea rămâne, acum sunt cele trei, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dragostea rămâne. Și în final o să fiți întrebați amândoi dacă din dragoste vă căsătoriți.
Răspunsul acesta este categoric, dar dragostea aceasta trebuie să crească. Noi nu concepem după ani de zile de căsătorie dragostea aceasta să se micșoreze, să la un moment dat să devină o rutină căsătoria. Nici vorbă. După ani de zile ea trebuie să fie tot mai proaspătă și tot mai puternică. Copiii trebuie să sudeze familia, să o lege. Doresc Domnul să-i binecuvinteze cu ascultare. Credința, ascultarea, un al treilea lucru, un al treilea stâlp, că l-am asociat S-ul cu supunerea. În familie, fără supunere, e faliment în timp. Când cineva vine, chiar bărbatul, dacă este, și încearcă prin forță să-și impună punctul de vedere. Vedeți, înainte de a spune Biblia, e adevărat, în cartea Efesenilor, așa vorbește Biblia, și așa spune Domnul. Spune aici, printre altele, în capitolul 5, spune aici, versetul 22, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Dar în versetul 21, cu un verset înainte, Biblia spune, Dumnezeu pretinde, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. O supunere reciprocă. În familie trebuie să fie supunere. Ce frumos! Bărbatul încă o dată nu e admis să pretindă supunere soției. Din respect și din principiu, soția trebuie să aibă respect și trebuie să aibă supunere față de bărbat. Există o ordine pe care Dumnezeu a hotărât-o. Dumnezeu Tatăl, Fiul, apoi bărbatul, soția, copiii, asta e ordinea pe care Dumnezeu a lăsat-o. Ce frumos! Când în familie noi ținem cont supunerea aceasta reciprocă, întotdeauna cuvinte frumoase de apreciere, de respect, de considerație. Și după ani de zile, nu cuvinte ușoare, zdrobitoare, prin care să umilim partenerul. Eu doresc Domnul să binecuvinteze toate familiile prezente. Aș vrea să nu uităm la căsătorii, noi insistăm să vină toți, că ne putem verifica, să vedem binecuvântarea este întreagă din partea celui preanalt. Sau de multe ori există prejudiciu pentru că noi nu ne facem partea așa cum Dumnezeu o dorește în totalitate. Și Domnul dorește binecuvântarea Lui să fie, iar în ziua încercării, a probei casei, casa zidită pe stâncă, vin șuvoaiele, vin apele, încercarea focului, vine focul, îngăduit de cel preanalt. Dar familia va rămâne în picioare, casa va rămâne. Casa va rămâne în picioare și ce frumos, cum spunea marele omul lui Dumnezeu Iosua, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Eu și copiii pe care mi-o dat Domnul, a zis Isaia, la rândul lui, vom sluji lui Dumnezeu. Asta dorește Domnul, noi și familiile noastre. Și în ultimă instanță, credință, ascultare, supunere și în ultimă instanță, adevăr. Totul pe adevăr. Un alt stâlp puternic, adevărul să fie în viața voastră. Și adevărul e cuvântul, adevărul e Domnul Iisus. El să fie primordial în centru, totul pe adevăr. Ce frumos spune Cartea Sfântă în Psalmul 98. Spune, printre altele, temelia scaunului de judecată al lui Dumnezeu este adevărul. Așa spune cuvântul. Spune, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie, iar bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Noi am fi dorit în această zi, fratele Iosif, să aibă un mesaj pentru Phineas și pentru Mădălina. Fratele Iosif zice, frate Eugen, la copilul meu, zice, noi, nu, ești cel mai competent, cel mai îndrept să-i predici în ziua nunții. Totuși eu cred că are un gând cel puțin în timpul care mai îl avem în față, să-l poată transmite cu libertate încă o dată pe cei doi, Domnul să-i binecuvinteze. Și Domnul să ne ajute nouă, care suntem familiști de mult sau mai de puțin timp, și celor necăsătoriți, Doamne, vrem toți să ajungem în împărăția Ta în ziua aceea. Amin.